Bine v-am găsit! Sunt Cristi Dorombach și vă prezint știrile publica.md. Indemnizația unică pentru medicii și farmaciștii începători care vor merge să lucreze în sate va crește cu 50%. Potrivit unui proiect al Ministerului Sănătății, tinerii specialiști ar urma să primească 45.000 de lei cu 15.000 mai mult decât în prezent. Pentru absolvenții colegiului, indemnizația unică se va majora de la 24.000 de lei la 36.000 de lei. Și bugetarii vor primi salarii mai mari în funcție de performanțe și munca depusă. Acest lucru este prevăzut în noul concept al sistemului de salarizare elaborat de Ministerul Muncii și discutat la Guvern. În cadrul ședinței de lucru, potrivit autorilor, în acest mod, bugetarii vor fi renumerați echitabil conform muncii pe care o desfășoară. 3 falsificatori de bani reținuți anul trecut în flagrant delict, dintre care și un grănicer, au fost condamnați de instanța de judecată. Aceștia au între 25 și 35 de ani și fiecare va petrece în închisoare mai mult de 5 ani. Peste 30.000 de tone de grâu din rezerva de stat vor fi eliberate pentru împrospătarea stocului. Un proiect de hotărâre în acest sens va fi discutat astăzi la ședința Guvernului. Grâul va fi distribuit agenților economici în baza contractelor. Meeting plin de culoare în orașul Melbourne din Australia. Sute de oameni roșcați au ieșit pe străzi pentru a spune lumii că se mândresc să aibă această culoare a părului și că nu trebuie să fie porecliți. Roșcații se plâng că adesea oamenii fac glume pe seama culorii părului lor. Compania aeriană Alitalia a declanșat procedurile de faliment pentru a doua oară în ultimii 10 ani. Totul după ce angajații au respins lichidarea a 1600 de locuri de muncă și alte concesii legate de un plan de reorganizare, ce ar permite companiei să reducă cheltuielile cu peste 2 miliarde de euro. Dacă ați fost martorul unei situații interesante ce poate deveni o știre, așteptăm imaginile în secțiunea Știrea ta de pe publica.md. Mai multe informații și materiale video găsiți pe publica.md, iar noi ne revedem curând.